dragostea dintre cetățeni este suprema tărie a orașului. N-ai fost în Maramureș dacă n-ai vizitat și municipiul Baia Mare. Mai mult decât o capitală de județ, chiar capitala celor patru țări ale Maramureșului, orașul de pe Săsar atrage prin istoria sa medievală și cucerește cu legendele și poveștile sale de-a dreptul fermecătoare. Pe lângă natură, cultură și folclor, Baia Mare e o incursiune romantică și plină de frumos pe care o vom începe din inima orașului, alături de un mândru moroșan. Piața Cetății, mă gândesc că e locul din care merită să-ți începi o poveste despre Baia Mare. Bine v-am găsit, domn primar! Bine v-am găsit! Bine ați revenit în Baia Mare, mă bucur că suntem astăzi într-o zi cu soare aici în Piața Cetății, de unde toți cei care suntem băimărenți și simțim, vibrăm la unison, ne orientăm, ne ghidăm după ceea ce scrie pe frontispiciul sigilului. Mai precis, dragostea dintre cetățeni este suprema tărie a orașului. Până la urmă, de asta suntem recunoscuți și cunoscuți noi băimărenii, ca și un oraș multicultural, ca și un oraș în care conviețuim împreună etnii conlocuitoare de diverse culori, aș spune. Și confesiuni religioase, pentru că iată, numai aici, în piață, vedem două biserici. Biserica romano-catolică, o biserică ortodoxă, avem evident și turnul Ștefan. O scurtă plimbare prin piețele municipiului și printre clădirile astea cu parfum istoric așa te poartă cumva undeva de mult departe în timp și te face să simți atmosfera locului. Suntem în cel mai important loc din Baia Mare? Acum, sunt multe locuri importante în Baia Mare, dar dacă vorbim de zona istorică, suntem în Piața Cetății, un obiectiv reabilitat printr-un proiect european, dar care a încercat să mențină foarte mult din elementele de simbolistică arhitecturală. Și este un proiect frumos, după cum vedeți, care a fost realizat în urmă cu vreo 15 ani și care încă se menține. Avem și vestigiile vechii biserici. Încercăm și noi să punem în valoare tot ceea ce ține de istoria locului, de arhitectura locală și aici, în această zonă, avem multe clădiri istorice. Sunt peste 100 de clădiri istorice. Tocmai în urmă cu două săptămâni am aprobat în Consiliul Local planul urbanistic zonal Centru Vechi. Și aici am încercat prin acest plan urbanistic zonal, pe de o parte să valorizăm orice palmă de teren sau imobil care există, pe de cealaltă parte să încercăm să creionăm o arhitectură locală care să îmbine într-un fel utilul cu plăcutul, istoria cu prezentul și de ce nu cu viitorul. E nevoie să punem în valoare poveștile ascunse de aceste bijuterii arhitecturale. Fiecare clădire de aici strânge între zidurile sale o istorie de sute de ani. Uh,
Noi intenționăm de mult ca Baia Mare să fie transformată într-o stațiune turistică de interes național și acest lucru l-am reușit chiar în luna februarie, împreună cu colegii mei din Consiliul Local. Am obținut un punctaj cu peste 100 de puncte față de cel minim. Înseamnă că există potențial, există exact. Tot ce aveți nevoie, resurse pentru acest lucru. Sigur că altfel n-am fi îndeplinit aceste criterii. Criteriile acestea vizează capacități de cazare, înseamnă obiective turistice, infrastructură turistică, astfel încât să creștem, până la urmă, numărul turiștilor care ne vizitează. Pentru că avem o istorie, avem și obiective în momentul de față. A fost o bucurie să revedem acest oraș frumos. Mi se pare că de fiecare dată vine cu ceva nou și iată că și de data aceasta ne surprinde, pentru că a devenit stațiune turistică de interes național. Mi se pare fantastic, mai ales că Maramureșul are un succes fenomenal pe partea aceasta de vizitatori și de tot ceea ce prezintă pentru turism în România și în afara granițelor. Depășim pe istorie, practic, deși municipiul a testat documentar undeva în urmă cu vreo 700 de ani numai. Așa, o fi mult, o fi puțin, noi cred că e suficient. Destul de... Unul dintre cele mai bătrâne din țară, putea spune. Așa este, dar n-am îmbătrânit degeaba până la urmă și avem tot felul de mici afaceri care au crescut în ultima perioadă aici. Chiar dacă mineritul, care era cea mai importantă sursă de venit, inclusiv la bugetul local și pentru cetățenii municipiului Baia Mare, nu mai există. Băimărenii și-au creat noi oportunități, iar unii au învățat să-și facă un rost chiar din turism. Dacă aceea a fost probabil una dintre cele mai floritoare perioade ale orașului, mă gândesc că pe lângă bogățiile din subteran mai sunt și cele de suprafață, munții ăștia frumoși care vă înconjoară, sunteți un oraș din care te poți bucura de o priveliște a unui munte. Extraordinar. Da, dar cred că cea mai mare bogăție este resursa umană, până la urmă, și băimărenii, în special maramureșenii, sunt recunoscuți ca niște oameni ospitalieri, deschiși. Până la urmă vii în Baia Mare, vii ca și turist și te duci acasă ca și prieten. La soare te poți uita, dar la turnul Ștefan, ba. Da, într-adevăr, turnul Ștefan rămâne un edificiu pentru, și pentru trecut, dar și pentru prezentul nostru și eu sper să rămână mult timp de acum înainte și pentru urmașii urmașilor noștri. Noi mai avem și alte turnuri celebre, dacă vreți, și vorbim de turnul industrial, turnul combinatului, cum îi spunem noi, care este cea mai înaltă clădire din România și cred că locul 3 din Europa, dacă... De tipul acesta. De tipul acesta, industrial. Clădire industrială, da. Evident. O clădire industrială, să știți, pe care îmi doresc foarte mult să o introducem în circuitul turistic și... să devină un punct de atracție turistică. Asta, bineînțeles, într-un parteneriat public-privat cu proprietarul,
Turnului, care este o societate comercială, însă societate care are deschiderea și înțelege nevoia de a pune în valoare astfel de obiective. Spre Piața Libertății acum, un alt loc izvor de istorie și povești pentru artiști și povestitori. Piața Libertății e un nume de data mai recentă sau? Da, este un nume post-revoluționar. Și până la urmă este piața în care se țin cam toate evenimentele importante, artistice vorbesc în special, și este o zonă comercială, după cum vedeți, cu terase, cu posibilități de petrecere a timpului liber la restaurante sau în alte zone de acestea de destindere. Și o zonă cu arhitectură foarte frumoasă, pentru că, din punctul meu de vedere, aici găsești cele mai interesante fațade de clădiri, da, aici este istoria. Îngrijite, aș putea să spun. Aici este istoria practică a orașului. Sigur, nu sunt toate îngrijite, mai avem câteva pe care trebuie să le punem în valoare și să le reabilităm. La peste 100 de ani de la nașterea marelui sculptor Băimărean, o expoziție de fotografii împreună cu colecția personală de cactus a artistului au fost deschise spre vizitare chiar în Parcul Central. Am vizitat și serele care adăpostesc colecția sa de cactus. Sigur. Da. Și mai avem, o să parcurgem strada Gheorghe Șincai înspre centrul nou și o să vedeți Sfatul Bătrânilor, practic o altă lucrare emblematică a sculptorului Vidagheza, și avem inclusiv monumentul Ostașului Român, unde se fac majoritatea ceremonialilor militare, religioase, se activități publice. Avem aici în partea dreaptă tot așa un pavilion expozițional, memorialul Vidagheza, cu peste 100 și ceva de lucrări care au fost donate de către familia marelui sculptor Vidagheza, Băimărean de-al nostru, au fost donate municipiului Baia Mare. Clădirile de aici ascund și ceva povești și legende foarte interesante. Da, ne amintim de prietenii noștri care exploatează, să spunem cumva, sau pun în valoare, mai bine zis, să spunem, ipoteza că Romeo și Julieta, de fapt, e ceva ce s-ar fi născut la Baia Mare. Fiecare încearcă să valorifice orice oportunitate pe care îi oferă istoria imobilului sau a locului în general. Știm că există o plecare către artă, către pictură, în deosebire aici, în Baia Mare. Avem și colonia pictorilor, după cum știți, cred că ați mai filmat acolo. Da, am fost acolo, am vizitat, am stat atelierele de pictură, un loc foarte frumos. Și acel proiect a fost, practic, un proiect asumat de către administrația locală. Cred că centrul Băii Mari poate fi foarte bine reprezentat așa într-o pictură chiar de succes. Mai departe, spre?
Ar trebui încet, încet să o luăm și spre centrul nou al orașului, să vedem cum ne poziționăm și acolo din perspectiva atractivității turistice. Sfatul bătrânilor e important și lumea l-ascultă în Maramureș. Păi, așa este, se spune că cine n-are bătrân trebuie să-și cumpere. Noi avem în permanență aici, în zona administrativă a orașului, am vorbit de curând despre această operă, această operă arhitecturală a sculptorului Vida Gheza, intitulată Sfatul bătrânilor. Amplasată într-un loc simbolic, spun eu, aici unde se iau deciziile importante pentru cetățenii județului Maramureș. Avem Palatul Administrativ și sediul instituției prefectului, și iar pe partea cealaltă avem sediul primăriei municipiului Baia Mare. La fel, acolo se iau cele mai importante decizii pentru locuitorii municipiului Baia Mare. Nu putea să lipsească nici partea specifică Maramureșului, care respectă toate simbolurile. Sigur, avem toate elementele de tradiție maramureșană și, vedeți, funia, soarele, inclusiv simbolul dacilor liberi. Da. Trebuie să ținem cont de tot ceea ce ne reprezintă pe noi din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al valorilor noastre naționale, tradiționale. Al legăturii și cu Dumnezeu și cu natura, totodată, din punctul meu de vedere, ați putea pune câte o poartă la fiecare intrare din oraș și ar fi extraordinar. Văd că puneți foarte mult accent pe ce înseamnă spațiu verde, asta se vede și de o parte și de alta a bulevardelor, dar și mai ales în zona parcului pe care îl vom vizita în curând. E important, e un județ verde, trebuie să fie și un municipiu verde, nu? Noi de curând am închis practic un proiect cu finanțare europeană, reabilitarea malurilor Săsarului, malurilor râului Săsar, un proiect pe care noi l-am gestionat și este aproape finalizat, doar însămânțarea ierbii ar trebui și o să vă ducem să vedeți cum a ieșit. Putea vorbi chiar și despre o briză așa cumva, se simte parcă un aer mai curat aici, la poalele Gutâiului, dar și pe malul Săsarului, nu? Da, de multă vreme cred că băimărenii și-au dorit ca atât apa care curge pe Săsar, cât și tot ceea ce există de o parte și de alta a Săsarului, malurile Săsarului, să fie în niște condiții mult mai bune, și ne-am străduit prin acest proiect de reabilitare a malurilor Săsarului să venim în zona aceasta cu posibilități de promenadă, cu zone de agrement, cu zone de relaxare și inclusiv diverse activități pe care băimărenii o să poată să le desfășoare în aceste pavilioane pe care le avem la dispoziție. Peste 99% finalizat, practic a rămas ca partea de însămânțare și tot ce ține de partea de spațiu verde. De spațiu verde. Când timpul ne va permite. Orice oraș care se respectă, care are bucuria de a avea un râu prin inima orașului, îi amenajează malurile și le exploatează. Mă bucur că se întâmplă asta în sfârșit și aici. Noi am fi vrut să facem mult mai mult, să avem și anumite pontoane, să putem să ieșim înspre Albia râului, dar din păcate contextul legislativ, condițiile
de acordare a acestor finanțări nu ne-au lăsat să facem aceste lucruri. Până la urmă, este bine și așa. O catedrală care ajunge până la cer, aș putea să spun. A evoca străbunii este un semn de respect față de aceștia. Frumusețea oamenilor locului vine și din faptul că sunt foarte apropiați de Dumnezeu. Maramureșul nu duce lipsă de locuri de închinăciune, dar poate că avea nevoie de o catedrală cum e aceasta din Baia Mare, nu? Așa este și de aceea am ținut în mod special să vă invit să vizităm această catedrală monumentală, cum îmi place mie să spun. O catedrală care ajunge până la cer, aș putea să spun, este foarte mare, până la cer, foarte frumoasă. Și dincolo de el, are 85 de metri înălțime. Crucea este la 85 de metri înălțime și, în opinia mea, rivalizează deja cu cele mai importante catedrale capitalele europene. În Maramureș și încă credința în Dumnezeu există. Se slujește acum, înțeleg, în partea de demisol? Este practic neîncăpătoare biserica de la subsol, pentru că, așa cum am spus, băimărenii vin la biserică și se roagă la Dumnezeu. Va fi, așa cum bine spunea părintele, atunci când va fi gata construcția, o ancoră, o bornă foarte importantă chiar de aici, din nordul extrem al ortodoxismului românesc și european, de ce nu. Fără doar și poate, în momentul în care intri chiar și acolo la demisol, unde se țin slujbele în acest moment, ești impresionat de dimensiuni, dar totodată simți, oricât ar fi ea de mare, că e o atmosferă intimă și primitoare. Urmează ca partea de sus să fie finalizată. Un lucru foarte important, partea de la demisol, sunt câteva evenimente care se derulează, nu numai evenimente religioase, ci evenimente culturale. Am avut concerte de muzică simfonică, concert de anul nou, au fost vreo 7-8 ediții pe care le-am realizat în municipiul Baia Mare, în parteneriat cu Episcopia. Sala are și acustică foarte are bună. Acustică foarte bună și am vrut să oarecum să ne duelăm cu celebrul concert de anul nou de la Viena. În acest cadru maramureșan pe stil bizantin, sigur, mai sunt concertele tradiționale de colinz, concertele pricesne. Magic și binecuvântat, frumos și bogat, tărâmul acesta își spune de la sine povestea, dar și prin oamenii săi, care se străduiesc să facă Maramureșul tot mai mândru în toate cele. Așa că ne vom bucura de un moment special în epilogul călătoriei noastre la Baia Mare, chiar la casa de oaspeți la care tragem în căutare de găzduire și ospăți.
am ales unul dintre locurile minunate în care să-ți petreci o vreme ploioasă așa la Baia Mare. Am venit într-unul din locurile din care poți să te bucuri de panorama orașului. Suntem la, înțeleg, prieten și fost coleg de liceu, domnul primar, la Sorin. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine ați venit și să vă bucurați de această locație pe care o oferă municipiul Baia Mare. Ca orice cetate, ca orice castel, e construit mai sus, așa undeva, de unde să aveți o priveliște bună. Acum nu vă atacă nimeni, dar vin turiștii în valuri, mă gândesc. Da, scopul și motivul pentru care se construiește un castel sau, mă rog, o cetate mai sus, e să te poți apăra bine. Inițial nu-ți poți da seama foarte ușor dacă locul acesta are o istorie foarte veche sau este o construcție nouă. Arată foarte autentic și cred că asta atrage foarte mult. Mulțumesc! Construcția este relativ nouă. Am finalizat-o în anul 2012, dar am încercat să creăm aici aerul istoriei și să evocăm marile personalități ale României și ale Transilvaniei. Da, le-am văzut chiar și în dormitoare, chiar și aici în sala de mese. Eu, spre exemplu, l-am în cameră pe Mihai Viteazul. Ne mări bine! Da! Sorin știe să pună în valoare istoria acestor meleaguri și frumusețea neamului nostru românesc. În acest restaurant există un crâmpei de istorie. Am fost impresionată să văd că există tablouri cu eroii noștri, cu oamenii care au pus bazele acestei țări și datorită cărora noi astăzi vorbim limba română și suntem un popor unit. Provocarea atunci când am construit a fost să folosim materiale locale și cu bucurie pot să spun că tot ce am folosit aici sunt materiale din Transilvania. Piatra este din zona județului Cluj, izvorul Crișului, majoritatea Bucium, lemnul de la Săpânța, din Maramureșul istoric, fierul este făcut în ateliere locale Baia Mare, deci asta a fost leitmotivul etapei de construire, să folosim materiale locale. Ca să nu vorbim de forța de muncă, până la urmă. De muncă, tot... Și despre mâncare trebuie să vorbim, pentru că deja avem câteva preparate aici pe masă. Mâncarea este și a devenit o pasiune pentru mine. Pe masă am adus două startere care au la origine carne de vită, un biftec tartar făcut după o rețetă a noastră pe chiar care vă rog să gustați încep, și după aia vom intra în detalii și vom vedea cu ce e diferit de alte preparate și oase tubulare cu măduvă de vită pe care le gătim direct la jar de lemn în cuptorul cu jar de lemn Josper. Asta e de gustul ăla și steak-urilor, pentru și că sunteți rănuiți pentru fripturi. Ușor afumat, gustul ușor afumat de la jarul de lemn. Ia să vedem. Vă rog să încercați și să vă faceți. Avem și poftă la cât ne-am plimbat. Încă o dată bine ați venit, poftă mare. Doamne, bine v-am găsit. La cât ne-am plimbat cu domnul primar zilele astea pe aici. Așa. Mi s-a făcut și foame, poftă ne era oricum. Și încă n-ați văzut tot din ceea ce poate să ofere municipiul Baia Mare ca și destinație turistică. Da. Îmi dau seama ceva legat și ce v-a făcut să aveți o prietenie care durează, iată, de viață. Cred că și dragostea pentru istorie, dragostea de țară și de loc, se vede asta în tot ceea ce faceți, inclusiv în pofta cu care pregătiți și mâncăm. E delicios acest tartar. Nu mă așteptam să fiu atât de norocos să cer puțin la măduvă și să-ți ajungă un os întreg, da? Doamne, cum miroase! Poate cere un pic de sare și ai râșnița lângă tine, dacă trebuie sare, poți să... Merge un pic de sare, un pic de piper, după gustul fiecăruia.
Este un loc destinat, mă gândesc, în primul rând, băimărenilor care vor să vină să se bucure de o experiență diferită, de un prânz bun, de o cină într-o atmosferă faină, dar și turiștilor. Până la urmă e poarta de intrare în Maramureș, Baia Mare, și trebuie să facem o poartă și mai mare de intrare în Maramureș, mai ales acum că de când Doru se ocupă de administrație, a preluat frâiele, Baia Mare a devenit stațiune turistică. Apreciez asta și apreciez inițiativa. E favorabil pentru, da, pentru turism, sigur, da. Și cred că va favoriza dezvoltarea turismului. Acum, ca să fim foarte sinceri, demersurile au fost inițiate atunci când eram viceprimar. Astăzi exercit aceste atribuții de primar printr-o conjunctură a timpului. Însă, la acest proiect prin care ne-am propus ca municipiul Baia Mare, mă rog, zona istorică a municipiului Baia Mare să devină stațiune turistică de interes național, lucrăm de vreo 2 ani de zile împreună cu colegii din administrația locală. Cu mixtura creează frumusețe. Uite și combinația asta de măduvă cu tartar. Ai găsit o rețetă nouă. E în bucătura perfectă. Preparăm chiar măduva, dar trebuie servită caldă și repede în biftec cu tartar și un preparat foarte gustos. Genial. Cu condiția să-l servești repede până nu se solidifică măduva. Experiența noastră e una plină de savoare și nu ne referim doar la delicioasele măduvioare. Cred că națiunea este familia mai mare. Dacă ne respectăm familia, trebuie să ne respectăm și națiunea, țara. Iar a evoca străbunii este un semn de respect față de aceștia. Am pus aici pe pereți și chiar și pe pardoseli mari bărbați ai României și ai Transilvaniei, datorită cărora noi vorbim în limba română acum la masă. Cred că merită respectul nostru profund. Da, exact. De fiecare dată trebuie să și avem ne simțim extraordinar de bine în acest și mediu. Să aducem recunoașterea și recunoștința noastră celor care ne-au făurit și ne-au dăruit. Doamne, asta e identitatea noastră. Trebuie să fim mândri de identitatea noastră și să o punem în valoare. Să arătăm lumii cine suntem, nu? Și să nu uităm. Motiv cine pentru suntem care... și de unde venim. Da. La felul principal v-am pregătit o friptură din antricot de vită, o coastă de vită gătită lent, coastă de porc gătită lent și un brisket de vită sau, altfel spus, piept de vită gătit lent, afumat în afumătoarea noastră și gătit vreo 12 ore la temperatură joasă. Deci aveți răbdare aici în Maramureș. Da. Noi, ardelenii, avem răbdare. Un platou îmbelșugat, așa cum e întreg Maramureșul, de fapt, care îmbină mai multe gusturi, în deosebi vită maturată, da. Pentru... Așa cum am zis mai devreme, avem aici 3 tipuri de carne de vită și o coastă de porc. Ne ajut să-i vedem un pic și culoarea? Sigur. În stânga avem antricotul de vită, care e un medium rare gătit. Să-l feliez un pic, să-l gustăm și le gustăm pe rând. Bună practic idee. Sunt 4 porții de mâncare, dar vom gusta din fiecare.
Dacă ne-am imaginat cum arătau pe vremuri mesele la castele, probabil că parte avem și noi recompus tabloul de pe masa noastră. Ne-am bucurat de o vită maturată bună, de o friptură așa pregătită ca la carte, cu câteva garnituri și cu o companie foarte frumoasă, pentru că ce poate fi mai fain decât să te bucuri de mâncare bună și de un pahar cu vin, alături de oameni care prețuiesc istoria acestui neam și trecutul nostru glorios. Sorin, v-ați descurcat de minune. Avem aici câte, într-adevăr, gusturi diferite, deși e aceeași carne până la urmă, da. Contează. Coasta are un gust. Brisketul ăsta a făcut așa... Se simte un pic fum, așa e? E fantastic, se topește în gură, efectiv. Nu e doar un clișeu, chiar asta se întâmplă. Mâncarea trebuie să fie, masa trebuie să fie un prilej de bucurie, nu? Chiar vreau să revenim aici și vreau să ne bucurăm de priveliște asupra orașului de la terasă. De piscină. Și de piscină. Eu de piscină vreau să mă bucur și am înțeles că și un spa. Da, un spa care urmează, un centru spa interior, acum îl construim și ați văzut șantierul. În aceeași tematică. Cum... Da. Ca o grotă, o cenotă așa. Grota castelului. Probabil perioada medievală pentru Baia Mare a fost una dintre cele mai bune? Da. Majoritatea monedelor bătute, în, nu numai în Transilvania, ci și în Imperiul Austro-Ungar, erau din Baia Mare. Dacă mergeți la Bruckenthal, la numismatic, o să vedeți acolo o colecție întreagă de monede făcute în Baia Mare. Aveam adică majoritatea monedelor de aur. Dacă aveai drept să bați monedă, înseamnă că da, era puterea economică. Sigur, și aici se extragea aurul, se prelucra, se făcea monede, riscul de a se diminua cantitatea era mai mică fiind aici. Genial. Sper că resurse sunt și astăzi, Fredor, și poate și că vor fi exploatate, nu atât cele de adâncime, cât mai degrabă cele de suprafață, pentru a crește zona asta prin tradiție, prin turism, prin ce are ea mai frumos de oferit, nu? Așa este și cred că numai cu oamenii locului, oamenii care simt și vibrează în spiritul acesta maramureșan, putem să construim și să ne dezvoltăm în direcția aceasta și eu îi felicit pe toți cei care au asemenea inițiative, pentru că, până la urmă, ține de filonul nostru maramureșan și spiritul nostru românesc. Turismul este o resursă extraordinară, o resursă economică extraordinară, pe care trebuie să o dezvoltăm. Pe care o putem fructifica în România. Ce-mi doresc pentru România? Să exportăm turism. Noi, în momentul de față, suntem mari consumatori și importatori de turism. Adică, dacă mergeți în orice țară din lume, veți găsi turiști români. Mexic, Cuba, oriunde am călătorit au fost români. Dacă vom ajunge să exportăm și noi la aceiași parametri, vom avea plin de turiști. Aici se țese încă o prea frumoasă poveste despre iubirea de țară și de faptul că e locul potrivit în care să-ți umpli sufletul cu bucurie și să fii parte la ticluirea zestrei culturale pentru generația ce va să vie. Economiile și locurile în care oamenii trăiesc cel mai bine sunt cele care știu să-și valorifice resursele. Proprii, nu istoria noastră este o resursă. Așa că trebuie să ne bucurăm că trăim în România, să apreciem acest lucru și că România e în această parte a Europei. Fără doar și poate. Vă mulțumim, domn primar, îți mulțumim și ție, Sorin, pentru găzduire.
pentru ospitalitate și pentru faptul că trezești noi pe lângă poftele astea culinare și spiritul ăla de român, da, adevărat. Dragostea de țară. Da. Păi, este așa foarte important să știm să ne iubim țara și să conștientizăm că până la urmă valorile pe care noi le-am moștenit trebuie să le perpetuăm și să le insuflăm de fiecare dată copiilor, celor care ne urmează. Aici în Maramureș, până la urmă știm cu toții, este o vatră folclorică, inclusiv Baia Mare, și am văzut și ieri la sărbătoarea Ansamblului Folclorii Național Transilvania cum vibrează o sală plină la un asemenea eveniment și orice masă, orice, știu eu, musafir trebuie să fie sensibilizat și cu folclorul nostru maramurean. Da, e una dintre valorile noastre. Am pregătit ceva în sensul ăsta? Evident că avem și o surpriză și o să vedem cum, să ne bucurăm cum o să vibrați și dumneavoastră, mai ales după ce mai ciocnim așa un păhărel. Asi femeie, vai, s-o jura mândra pătieie, că n-o prins asi femeie. Da, ai, hai, ai vrut amușa s-o descui, păi și stăte numai într-un cui, dar măi dorule, te dor. Nu-i zighere găurită să nu curete cârtită, să mă cheamă. La bărbat să nu vă zarul stricat, mă. Băi, oa! Nu ți-l dea ce la bărbat să nu vă zarul stricat, mă. Da, ai, hai, da, unde văd ușa crepat, mă, să-i să mă bag o dată, măi, dorule, dor. Zi, mă! Să mă bag, iar o să ies, o dată că mai ies, am vrut. Eu să-ți mulțam frumos, mă, și-o sfântă născătoare. Ai cât de mândre am pus jos, dă-te eu să-ți mulțam frumos, mă. Da, ai, ai, ai cât de mi-o modestru jac, le-o plăcut un bagânat, dar măi dorule dor. Ai, ai, da și pe față și pe dos, că pot afundăm în nos, măi dorule, adio, adio! Ai când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ai ceasurile n-o pot pune și ai la la la, ceasurile n-o pot pune și ai la la. Ceasurile rele, ai cam și zilele rele, ai lai 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 la, una-i bună să ceasul rele și ai la, ai la. Ai cui nu-i place voia bună, cui nu-i place voia bună, ai margă-te o lună, ai, lai, 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 la, margă-i o lună și ai, lai, la, ai, mie voia bună-mi place, ai, lai, 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 la, când temniță nu mă bage și ai, lai, la. Pe nu mă aud, pe nu mă aud, mă.
da, pentru mândrate poți da. De trei ori am trecut, da, de trei ori am trecut, da, măi. Câtă frumusețe, ce armonie și câtă culoare! În Maramureș, tradiția nu moare. Ne simțim deja legați de această urbe și sperăm că v-am deschis și vouă apetitul să o descoperiți, pentru că, așa cum vă spuneam la începutul călătoriei noastre, nu puteți spune că ați vizitat Maramureșul fără să vă fi oprit și pe aici.